Pandemia de COVID-19 a adus cu ea încă un flagel, poluarea cu măști și mănuși de unică folosință. Autoritățile recomandă ca masca să fie înlocuită după 4 ore. Asta înseamnă cel puțin 2 măști pe zi. Și pentru că oamenii le aruncă la întâmplare, poluarea se menține la cote ridicate. Suntem la intersecția străzilor 31 August și Petru Movilă. Vom merge până la următoarea intersecție să vedem câte măști aruncate la întâmplare găsim. Distanță de aproximativ 500 de metri, am găsit 9 măști aruncate pe jos. Experții spun că acestea conțin un tip de plastic care nu poate fi reciclat și care se descompune în mediul înconjurător după 450 de ani. Este o problemă destul de gravă, anume din cauza că la ziua de astăzi noi nu cunoaștem o metodă eficientă pentru reciclarea lor. Chiar aruncarea la gunoi nu este chiar corectă. Astfel de tip de măști ar fi bine de aruncat doar în coșuri de gunoi care sunt astupate, fie în pungi care se închid. Firmele de salubritate fac apel la oameni să nu arunce măștile și mănușile de protecție în pubelele destinate deșeurilor reciclabile. Și unica soluție acum să evităm, da, nimirea, ca să ajungă masca în groapa de gunoi, este incinerarea, unde ea se transformă în energie electrică sau energie termică. Deci măști permanent apar pe benzi unde lucrează muncitorii, ei sunt instructați că nu au drept să ating. În spitale, măștile sunt colectate împreună cu deșeurile medicale, decontaminate și distruse. Sunt clasificate ca deșeuri medicale periculoase, sunt clasificate, sunt colectate împreună cu toate deșeurile medicale rezultate din activitatea medicală. Avem pachete de culoare galbenă cu pictograma pericol biologic care sunt codificate conform hotărârii guvernului cu deșeurile medicale. În țară nu există o normă clară de colectare a măștilor, deși sunt deșeuri periculoase. Autoritățile își pasează responsabilitatea. Cei de la Ministerul Mediului spun că este competența celor de la sănătate, iar responsabilii din sănătate spun că unica soluție ar fi incinerarea. Iar proiectul de lege care ar permite incinerarea deșeurilor medicale trebuie să vină de la Ministerul Mediului.